care este opinia dumneavoastră despre modificările tocmai adoptate de guvern în ceea ce privește codul de procedură fiscală? Ne referim mai exact la înjumătățirea dobânzilor de întârziere, dar simultan introducerea penalităților de întârziere. Acestea au fost cele mai disputate în mediul de afaceri. Care firme vor fi cel mai afectate și în ce măsură vor fi afectate? Începem în ce ordine doriți dumneavoastră. În principal, cred că prima chestiune care ar fi legată de modificarea acestor, de introducerea acestor dobânzi și penalități, ar fi că la acest moment exista un echilibru între majorurile de întârziere pe care guvernul le percepea pentru neplata taxelor și dobânzile acordate în cazul în care nu se restituiau sume la bugetul de stat. Această egalitate, acest echilibru s-a rupt. Acum se percep niște dobânzi se dau și dobânzi contribuabilului fără să am acordat însă aceste penalități care au un cuantum destul de mare, ceea ce din punct de vedere politică fiscală cred că este un mesaj destul de greșit față de mediul de afaceri, având în vedere că le se spunește sarcina fiscală în cazul unor întârzieri la plată față de cel existent de anterior. Acum, în ceea ce privește cum sunt afectate firmele, în primul rând se poate spune că se majorează, deci cuantumul acestor obligații accesorii, cum sunt ele definite de codul de procedură fiscală. Deci, în general, dacă se întârzie peste 90 de zile, se plătește mai mult ca înainte. În ceea ce privește termenele cu în care aceste dobânzi se calculează, cred că ar fi putut cumva să fie mai îndepărtate, în sensul că să nu se perceapă o penalitate de 5% imediat după depășirea celor 30 de zile, ci ar fi putut să lasă un termen mai larg pentru firme care și așa au o situație economică destul de delicată și fac față cu greu dificultăților financiare. Este în avantajul vreunei categorii de firme, totuși, această modificare? Nu se poate spune că e în avantajul unei categorii de firme anume. În principiu ar fi avantajate firmele care își plătesc cu o întârziere foarte mică obligațiile către bugetul de stat. Deci, practic, în cazul în care se plătește obligația cu întârziere de mai puțin de 30 de zile, s-au redus dobânzile de întârziere la jumătate. Deci, în principiu, cam toate firmele ar trebui să fie avantajate în cazul în care își plătesc la timp sau își plătesc o întârziere foarte mică obligațiile la bugetul de stat. În opinia dumneavoastră, care ar fi fost formula mai potrivită pentru introducerea acestui sistem sau poate n-ar fi trebuit introdus deloc, ar fi trebuit să rămână ca înainte? E greu de spus, de găsit o formulă potrivită pentru penalitățile de întârziere, pentru majorele de întârziere. Poate era bine să fie lăsate exact cum a funcționat până acum sau eventual să fie poate puțin diminuate. Practic, până acum se percepea o dobândă de 36,5% pe an pentru obligațiile neachitate în termen. Era o dobândă foarte mare. Se putea ajunge la, nu știu, să se reducă aceste dobânzi, să se aducă la un nivel mai scăzut, astfel încât să fie oricum mai ridicat decât dobânda bancară, dar să nu împovăreze foarte mult firmele, fiindcă în continuare criza există, încă nu a trecut. Credeți că este posibilă, în general vorbind, o măsură care să ajute bugetul de stat? Pentru că în această perioadă este clar că nu pot fi luate măsuri care să reducă veniturile la buget, care să crească veniturile la buget, dar în același timp să nu lovească foarte tare mediul de afaceri, ca idee. Se poate găsi acest echilibru și dacă da, de ce nu îl găsește totuși Ministerul de Finanțe? Echilibru ar fi să își îmbunătățească colectarea creanțelor fiscale. Deci ăsta este, gradul de colectare la noi este mic și atunci ce ar fi putut să facă? Să întărească pur și simplu puterile sau aparatul administrativ al autorităților fiscale în a colecta cât mai bine și mai repede aceste creanțe fiscale. Asta ar fi un aspect, o măsură care guvernul e în puterea guvernului să o ia și nu ar împovăra, într-adevăr, mediul de afaceri care nu ar fi lovit de
de această măsură. Patronatele au comentat recent că acest gen de sistem pe care l-au introdus dobânzi plus penalități este neconstituțional. Puteți comenta acest lucru? Da, acum față discuției Constituției legat de taxe și impozite, Constituția prevede o ajustare justă a acestor taxe și acestor impozite, având în vedere că obligațiile de plată a penalităților pot fi introduse în această categorie de taxe și impozite, fiind niște obligații fiscale accesorii, se poate gândi că n-ar fi o așezare justă. Dar aici este pur și simplu o decizie practic de oportunitate a acestor penalități și de cuantumul lor. Pentru, de exemplu, dacă se pune o penalitate de cuantum 5%, 50%, atunci, într-adevăr, ai putea să zici că ai o așezare chiar injustă. Acum, la 15%, vom vedea dacă Curtea Constituțională va decide în cazul în care se va ridica o excepție de genul acesta. Legat de impozitul forfetar, pentru că este o altă modificare deocamdată doar la stadiu de propunere, care circulă prin mediul de afaceri mai mult decât oficial. Credeți că formula aceasta pe care o propune Ministerul de Finanțe va crește semnificativ impozitul pe care vor plăti firmele acelea din domeniile de activitate vizate și dacă în mod real, pentru că se adresează numai acelor domenii în care se spune că evaziunea fiscală este ridicată, va avea acest efect de reducere a evaziunii fiscale sau doar va aduce mai multe venituri la buget și atât? Poate nici asta. Teoretic ar trebui să scoată la suprafață puțin din economia asta subterană. Practic, am toate firmele vor fi impozitate. Rămâne de văzut exact cum se va aplica, fiindcă la momentul actual încă nu se știe care firme vor intra sub incidența lui, sub ce plafon calculat ca și cifră de afaceri va fi aplicat acest impozit. În principiu ar trebui să fie impozitate oarecum, nu neapărat just, dar vor fi impozitate barurile care nu declarau toate veniturile, activitatea de transport de persoane, toată lumea știe de transporturile cu microbuze și fără bonuri și bilete de călătorie. Deci, practic, o parte din economia subterană va ieși la suprafață. Nu se știe exact cât. Referitor la aceste praguri pe care sunt propuse, credeți că ar fi mai bine să fie 35.000, 100.000 de euro, pragurile? Pragurile acestea două se pare că sunt luate în calcul doar fiindcă ANAF-ul are deja o bază de date cu companiile care au o cifră de afaceri sub aceste praguri de 35.000 de euro, respectiv 100.000 de euro. Alegerea pragului ar trebui să fie făcută cu foarte multă atenție. Am făcut o mică simulare luând în calcul un prag de 35.000 de euro, iar pentru un restaurant, de exemplu, de mărime medie într-o zonă relativ decentă dintr-un oraș, impozitul calculat astfel reprezenta o sumă destul de semnificativă, poate destul de împovărător. Acum, poate pentru o cifră de afaceri de 100.000 de euro nu ar reprezenta o sumă foarte mare de plată, dar pentru 35.000 de euro este destul de semnificativă.